Da, mi-aș. L-a oprit pe ăla după cisternă, n-ai văzut, s-a luat poliția după el. Da. Ete, l-a tras pe dreapta. Unde? A, nu l-a tras? Nu. Era, n-ai văzut că trecuții. Ce a zis mă, tactul mare, că cine descarci cisterna, cine paletează, cine pula mea? Tablează degeaba sau pula mea dat de la casa ta și aia e, nu mai poate să facă nimic cu el. Uite așa, le stablează, le bate, zice că e noi, că le duce și pe urmă, are 20 de ani, 50 de ani și pe urmă bubuie imediat. După aia faci un porc. Sare în aer. Sare în aer. Că dacă dă ăla să-l stableze, să ăla, pula mea, mai subție. Nu? Păi deschide tot sporea aia cu ăla de cu nisipul ăla. Îi dă vopsea peste ea, ține ce ține. Normal, ei acum vara trebuie să dea cu apă pe ele, mă. Că aceea în peconul, vara, când era așa, punea furtunul de apă de curgea pe ea. Să mai răcească. Să stea rece. Aia mai dă pula. Aia nu mai dă nimeni că plătește apă să răcească alea, care nu-i mai ieftin. Și o noapte și tot era fierbinte ăla prin gaz. Deja apa fiartă de nebunirea pompierii. Acolo ăștia? Da, unul a bubuit acolo. Când a bubuit toate? Da, a bubuit toate, că era vot 13, câte dracu era acolo. Era multe, mă, era curtea aia plină. Da? Bă, n-ai văzut la televizor? Nu. Era curtea aia plină, mă, cu dalea pline, în pula. M-a zis că 4. Ce se? Ce era acolo? Era toată curtea aia plină cu butelii. Unii mai mari, unii mai mici. A zis că cele mai mari intra 20 de tone de ăla. E chirosen de ăla. Gastă-l! Gastă-l, dragul! Chirosenul e și mai alt drag. Ăla e și mai alt drag. Da, păi ăștia cu cisternile cu ăla, după el. Trebuie să răspoarnă și aia. Da. Ăla ești. Să fii sigur că creierii zboară acasă. Nu? Nu mai găsește nici oațele de întâi. Da, cine zicea? A, băieții aia, când m-am dus pe la Ivor. Zicea că nu-i găsește pe nepaleze aia. A. Da, zicea la aparat. Deloc. A. O fi, cine știe pe unii aruncat? Suflul ăla și ăla. Nu a zis nimic ăștia. Așa zicea că zicea la aparat. Dă-i la gară. Hai că m-am lăsat iar.
Ce te-a lăsat? Ambriajul?